Bun găsit din nou, dragilor, la un nou episod, un podcast la alt nivel, ca de obicei alături de prietenii noștri de la MaxBet. Invitatul meu de astăzi a fost portarul multor granzi din campionatul nostru. Avem așa Dinamo, Craiova, FCSB și CFR Cluj. Are cupe câștigate cu Dinamo și cu FCSB și este de două ori campion cu CFR Cluj, Cristian Bălgrădean. Te salut, Cristi, mersi că ai venit. Drag. Tu în vara asta te-ai despărțit de CFR? Ce faci acum? Cum ești? Da, am terminat contractul cu CFR acum la 30 iunie. Momentan mă pregătesc cu FC Voluntari și pe această cale îi mulțumesc domnului Bălănescu că m-a primit și întregului staff, Claudiu Niculescu, Florin Matache și Iulică Tameș, le mulțumesc că m-au primit. În momentul de față nu am echipă. Îmi caut echipă, discuții, știi cum sunt la... S-a zvonit ceva și de Dinamo, parcă am citit că ai fi așa în planuri. Acum, da, nu știu dacă ai și discutat cu ei, ai avut o discuție? Am dat eu un interviu în care am fost întrebat că dacă m-aș întoarce și am spus că de ce nu, dar depinde, bineînțeles, de conducerea lui Dinamo, dacă... Cred că îi mai pot ajuta sau nu, așa cumva a fost. Te-ai gândit mai mult să pleci? Că tu n-ai plouat niciodată în străinătate, nu? Nu, n-am fost. N-am jucat niciodată. Pe final de carieră? Ar fi top, dar știi cum e, că dacă nu ai cunoștințe și... Na, e greu să pleci, să... Trebuie să ai ori un antrenor care să te ia după el sau e mai greu. Tu de prin august 2022 n-ai mai apărat la CFR Cluj, nu? Da, da. De când a decis, cred că Dan Petrescu era decis ca portarul să fie under 21, ceva de genul. Ai simțit oarecum și o deteriorare a relației tale cu Dan Petrescu atunci sau... Până la momentul ăla nu neapărat. Până a venit un meci, jucam acasă cu Botoșaniu și juca Scufet, juca în Europa, eu în campionat. Și la un moment dat am simțit ceva. Dar ce înseamnă să simți ceva? Că-s curios. Păi că nu mai intri tu la faze fixe sau chestii de genul, că el de obicei nu schimbă. Okay. El face, Dan Petrescu face primul 11 cu o zi înainte de meci. Și când cu o zi înainte de meci, la rezerve eu. În fine, m-a schimbat la pauză, cum face Miuț înainte de meci. Două reprize. La pauză am intrat eu la titular, zic, bă, n-o fi nimic. El, cum obișnuiește să facă antrenament în dimineața jocului, la faze fixe, Simone. Sava, okay, okay. Că de la acolo a plecat discuția. În fine, s-a terminat antrenamentul. Înainte de meci, vine meciul, înainte de meci mă cheamă la el. Că știu că e supărat, că tu trebuie să joci, că nu știu ce, că nu știu cum. Și atunci am avut o discuție cu el, i-am spus ce am avut de spus, că îți promit că nu o să se mai întâmple niciodată, în fel de discuții antrenor și jucător, că nu o să se mai întâmple niciodată și aia a fost. De atunci 10 etape numai în tribună am stat. A, nici măcar pe bancă? Da, nu, nici pe bancă. Și aia a fost. Și după tot timpul așa, după aia plecase el de la echipă și când s-a întors așa, parcă tot timpul simțeam așa că joc cu sabia deasupra capului, știi? Parcă se aștepta să greșesc și în Europa. Într-adevăr, am greșit eu cu... Andorezia, nu vreau să le pronunț greșit, Interescalade ceva, așa ceva. Da, într-adevăr, eu am greșit. Acolo a ieșit la o centrare prost, parcă ceva de genul. Da, s-a luat gol, în fine, dar am bătut 4-1 la general. Le-a dat 3-0 acasă ceva. Ăla a mai apărat un meci în campionat în august la Chindia, am bătut 2-0 și prin noiembrie în un meci de cupă cu Dumbrăvița. Și gata, s-a încheiat. În fine, așa a gândit-o
El n-am, nu port, Doamne ferește, nu port ranchiună sau am spus ce am avut de spus, ce am gândit și atunci, înainte de meci, i-am spus ce am avut de spus. Dar și... acum când te-ai despărțit definitiv cu CFR Cluj, ai mai avut o discuție cu Dan Petrescu? Sau? Nu, a fost perfect, o relație normală între antrenor-jucător, eu m-am antrenat, mi-am văzut de treabă. Nu, 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 n-am plecat cu scandal sau cu... Nu, Doamne ferește, nu. Dar că nu s-a mai... Cred că nici ei și nici eu nu mai vreau să continuăm colaborarea. Da, în ăștia 2 ani, că să le zicem 2 ani, da? Grosomodo așa. Da. Te-a deranjat situația asta de tot timpul rezervă? Adică și de ce ai acceptat-o? Nu știu. Bineînțeles că m-a deranjat, dar am acceptat-o pentru... Mi-am asumat, să zic așa, statutul ăsta și situația asta pentru fetiță, pentru familie. Ca să termine școala la Cluj. Ok. Că automat, dacă eu sunt tip mai familist, așa, și automat, dacă eu, de exemplu, m-a sunat Botoșaniu în iarnă, să merg la Botoșan când s-a dus Bogdan Andone. Da, da. Și am zis că, Bogdane, scuze, nu pot să vin, te rog să mă înțelegi, nu pot să vin, n-am unde să o trimit pe Alma la școală, acolo, la Botoșan, zic, te rog, din suflet, zic, aș veni, că, bineînțeles, mi-ar prinde senzațional să vin să joc, să reintru în circuit. Uite, obținea și o performanță. Și nimeni, da, și nimeni, cred că nimeni nu credeau că se salvează. Da. Dar, na, așa am gândit-o eu în momentul ăla și nu-mi pare rău. Deci ca să-ți răspund la întrebare, mi-am asumat statutul ăsta pentru familie. Iar din punct de vedere financiar, totul a fost ok. Adică mă gândesc că salariile ți-au fost plătite la Cluj. Adică știi cum e să mai încearcă din astea așa. Nu, hai să scăpăm de el, că oricum nu-l folosim, vedem cum facem. Dar la mine nu a mers din start. Eu am tăiat macaroana din start. La mine nu... Eu nu renunț, nu... Așa a fost. Am avut și eu momente când am mai păsuit, că e normal. O întârziere de salariu. Da, întârziere, sau... ai, vă rog să ne înțelegeți, nu știu ce, nu s-a pus problema. Dar acum, nu, niciun fel de problemă. Sunt cu banii la zi. În anii ăștia vreun regret? Adică ai fi putut să pleci, ai avut vreo ofertă? Parcă de la Ludogoreț au fost niște... Da, au fost niște discuții 100%, că asta am și spus în interviu acordat mai de mult, că dacă aș avea ceva să le reproșez, cred că lucrul ăsta ar fi că... A sunat, deci eu mă înțelesesem cu CFR-ul. Ai avut 2 ani și să prelungești. Să prelungim 2 ani. Mâine eu prelungeam cu CFR-ul. Astăzi seară mă sună moții. Da. Poți să pleci liber? Zic, nu știu, cel mult ce pot să fac eu să renunț la banii mei care aveam eu și aveam, crede-mă, aveam. O restanță CFR-ul față de tine. Aveam vreo 3 luni restanță plus niște bonusuri, aveam o sumă consistentă, să zic așa, de bani. Zic, băi, Cosmine, zic că e singurul lucru care pot să-l fac, maxim. Dar tu atunci ai fi putut să pleci, dacă renunțai la banii ăștia. Nu. Deci eu mai aveam contract până în iunie. Ah, ok. Deci asta se întâmpla în, nu știu, martie, februarie, martie, să-ți spun exact, știi? Deci eu mai aveam 3 luni cu CFR-ul contract. Dar li s-a accidentat ambii portari și el mă sună, avea nevoie urgentă de portar și mă sună, poți să pleci liber, că automat nu se putea plăti sumă de transfer, era exclus. Ok. Și a sunat cineva pentru mine la club, cred că dacă nu mă înșel pe domnul Balaj, și i s-a transmis persoanei respective care a sunat pentru mine că, păi Cristi este un jucător important pentru noi, nu ne putem despărți de el așa... Vor o anumită sumă de bani și nu era chiar puțin. Deci au cerut și o sumă de transfer. Da. Au cerut 200-300 de mii, credem că ne putem despărți de Cristi. Asta, da. Ceea ce era imposibil să plătească. Deci eu singurul lucru care puteam să-l fac, să renunț la banii mei. În fine, ca să-i recuperez după de la Ludogoreț. Ok. În fine, și nu m-au lăsat atunci, au spus că sunt un jucător important pentru ei, ok, am prelungit a doua zi,
Am mai jucat câteva luni. După aia s-a încheiat. Da. Deci cam ăla ar fi singurul, dar așa a vrut Dumnezeu să fie și nu, da, nu-mi pare rău că am trei momente frumoase. Da, o să vorbim și de primii doi ani de la CFR, că acolo de fapt ai câștigat și titlurile. Da. Dar hai să ne ducem puțin așa în timp. Tu când te-ai apucat de fotbal, ai vrut să te faci portar? Nu, am început fundaș dreapta. Hai zi! Fundaș dreapta... Eram la mine, la Sân Nicolae Mare. Că tu acolo te-ai născut, la Sân Nicolae Mare. Și la un moment dat jucăm cu Poli Timișoara. Eu fundaș dreapta, mai erau jucători care făceau antrenamente cu echipa mare la Poli. Poli Divizia, noi, îți dai seama, copii. Da, de ce aveai? 13 ani pe acolo, nu? Sau? Acolo. Erau jucători care, ok... Mai era un circuitul echipei mari, nu neapărat că făceau... Da. Nu știu, dacă nu era domnul Hagi antrenor atunci la Poli Timișoara. Și testa tineri, că el... El rula tineri. Eu fundaș dreapta, jucăm la Poli Timișoara, 5-0, final. 4 goluri ăla din vina mea. După partea mea, îți dai seama. La revedere. La pauză direct, am ieșit, m-a scos schimbare și la un antrenament n-aveam portar. Și știi cum erau atunci pe vremurile alea, între blocuri, jucai fotbal între blocuri, jucam cartierul meu cu cartierul tău. Și nu era portar la noi la bloc și zice... Unu, domn profesor, dar știți că Cristi stă la noi în poartă. Și am intrat în poartă și de atunci n-am mai ieșit. Bă, bune, te-a deranjat asta că... Nu, acum nu. Bine, nu. Atunci. Dar nu, atunci îți dai seama că era plăcere, că dacă plăcea să... Nu, și uite să... Vezi, cu ce înseamnă? O chestie așa, că probabil, după cum zici tu, fundaș dreapta nu era ce trebuie, nu era ce trebuie. Faci și antrenamente acum ca portar la școala lui Helmut Ducadam, tu ai fost acolo. Poate e mult spus Helmut Ducadam școală. Eu am stat la o familie acasă, care părinții mei plăteau cazare, masă. Pentru că era școala asta, era la vreo 20 de kilometri de Sân Nicolae Mare sau cum? Nu, era la 60. Ok. Semlac. Așa. La Semlac, exact. Da. Nu e mult spus școală, era echipa satului, că e sat. Păi și de ce te-ai dus acolo? Păi eu nu puteam să plec, dacă eu nu plecam atunci la 13 ani, 14 ani, eu clasa 8 am făcut-o acolo deja. Dacă eu nu plecam în momentul ăla de la Sân Nicolae Mare, probabil că toți prietenii mei care sunt acolo, care mai joacă fotbal pe sat, la Liga 4-5, eram acolo și eu, dacă nu plecam atunci. Și atunci taică-miu s-a dus, a luat actele și am plecat. Și 13-14 ani zic că ai stat la o familie. Da, am stat la o familie acasă care m-a ajutat enorm. Că e complicat, mă gândesc, adică la 14 ani... Crede-mă, când plecau ai mei de la mine, veneau în vizită și veneau odată la 3 săptămâni, o lună, ori mergeam eu acasă, ori veneau ei la mine. Așa. 3 săptămâni minim, dacă nu mai mult, și depășeam. Și zici că plângeai? La 13 ani, fără părinți, la o familie străină, să zic așa, dar ok, s-au comportat oamenii senzațional. Ce mâncau ei, eram ca și copilul lor. Da. Și datorită domnului Dorin Pei, îl cheamă pe... Da, Pei, familia Pei, așa am stat la familia Pei, domnului Dorin Pei, care el m-a băgat la 13 ani, jucam în, cum era atunci, județ, promoție, în Liga așa. 7 sau a 6-a, minte. 6 ligi cred că am avut noi în... Parcă da. 6 ligi, la 13 ani, la 13 ani eu am jucat în Liga 6-a. Bine, și ai tăi, adică nici pentru ei nu cred că era prea așa. N-a fost, nu le-a fost ușor, îți dai seama, au mâncat, știi vorba aia, pâine cu un soare ca să mă țină acolo pe mine. Că zici că plăteau.
Da, plăteau. Da. Și să înțeleg că pe acolo cu Duc Adam n-ai interacționat, adică el nu... cred că l-am văzut odată într-un an, a venit la Nea Dorin acasă. Ah, ok. N-a avea nicio treabă. Și după aia urmează așa, că mi-am notat. Deci Minerul Lupeni, Brașov, da, Liberty la... Salon, Tagen, Divizia B, Divizia C parcă. Divizia C, Gloria Arad am fost. Așa. Gloria Arad la Divizia C. Și cel mai bun sezon al tău, să zicem, care te și lansează, ar fi ăsta 2009-2010 la UTA în Divizia B. Aper cât? Vreo 27 de meciuri. Am apărat până când am semnat cu Dinamo și după ultimile 3-4 meciuri maxim, n-am mai apărat că nu și avea rostul, da. Eu deja aveam contract semnat cu Dinamo. Dar zi-mi că am o curiositate, cum era prin Divizia C atunci? Cum era? Stai seama, crezi că acum e diferit? Nu prea cred, da, ce-i drept. Stai seama ce topoare erau și ce... aveai vreun fir de iarbă acolo în fața porții? Ai, nu cred că seama că prindeai niște terenuri, de era ca masa asta ta. Dar astea erau condițiile atunci, știi? Ce să faci? Cum ajungi în 2010, la vară 2010? Cum ajungi tu la Dinamo? Era și Țucudean era la UTA, că voi veniți... Noi doi. Veniți împreună, nu? Da. Noi cum doi. Cum ajungi tu de la UTA, din Divizia B, la Dinamo? Adică o echipă care să bătea tot timpul la titlu. Știu că Neanelu Moldovan, apropo și astăzi m-am întâlnit cu el și îmi zice, mă duc să-l salut, pleacă lepră de aici. Caterinca, na, școala veche, așa, old school. Da. Și cred că Neanelu Moldovan a ținut legătura în primă fază cu Dan Mănăil, primul antrenor care el m-a debutat la Minerul Lupeni, am debutat în Liga 2. Da, da. La Minerul Lupeni și a ținut legătura cu el și tot timpul cred că își lua notițe despre, adică e profesionist 100% Neanelu și știe cu ce și se mănâncă. Și el te-ar fi recomandat? Pentru că mi se pare că nu era Andone antrenor. Din ce știu eu, cred că da. Și atunci era Neando antrenor, Neaiulică Mihăiescu secund și cu Ion Manu de portari. Și în 2010 am ajuns la Dinamo. În vara lui 2010 am ajuns la Dinamo. Când am ajuns în vestiar, nu știam pe unde să mă ascund. Îți dai seama ce vestiar. Claudiu Niculescu, Ionel Dănciulescu, Marius Nicolae, Cosmin Moții, Mărgăritescu, Ndoe, da. Prințu, Zicu, Curcă, Dolha. Cum? Ia chiar, nu știam, crede-mă, nu știam unde să mă ascund, să mă schimb. Aveam niște emoții, îți dai seama, i-am văzut numai la televizor pe oamenii ăștia. Da. Și dintr-o dată m-am trezit cu ei în coleg, să zic așa, na, în vestiar. Păi și, adică, te-a luat Andone, ce ți-ai să Neandu? Păi, nu mai mi-aduc aminte acum exact, dar a avut, îți dai seama, avea discuții. Am plecat, am stat primul cantonament, mi-aduc aminte, făceam câte 3 antrenamente pe zi dimineața la 7, alergare prin pădure la Izvorani, nici nu mai făceam duș între primul și al doilea, că la, îți dai seama, eram spart, îți dai seama, te culcai puțin? La 10 jumate trebuia să fii pe teren, îți dai seama, eram rupt. Al doilea antrenament la 10 și după aia la 5, al treilea. Și am stat primul cantonament la Săftica, adică na, da, ai stat cu George, cu Țucudean, v-ați... Nu, am stat cu Laurențiu Rus de când am venit, că Rus. Eu îl cunosc pe Laurențiu de 15 ani. Deci nu... Noi am fost colegi la Salonta, la Liberty. Da, da. Și 4 ani de zile am stat cu el în cameră. Am fost coleg cu Laurențiu și... Și după perioada asta... Te trimite împrumut... După am plecat în cantonament în Austria și au mai fost atunci restructurări. A plecat Claudiu, a plecat la Cluj, au mai plecat jucători. Dolha a plecat la... după cantonamentul ăla. Pleacă, dar se întoarce, mi se pare. Nu s-a mai întors, cred că a plecat la Bistrița. Okay. La Bistrița și a venit Naumovski. Și Andu a decis că el e oarecum titularul postului de portar. Apărat...
Stai că mint. Nu, și Dolha și Naumovski au apărat. Dolha a apărat, da, deci erau ei trei și atunci a zis, domnule, trebuie să plece să joace unul dintre ei, ori Bălgrădean, ori Naumovski. S-a hotărât să plec eu, nicio problemă, m-am dus împrumut la Urziceni. Bine, tu te-ai dus împrumut la Urziceni. În etapa 7 m-am dus. Și te-ai dus în sezonul ăla când Urziceni retrogradează și se desfințează, nu? Nu era perioada aia, cam perioada aia. Eu în iarnă m-am întors, că atunci am început să apăr și l-au trimis, în iarnă l-au trimis pe George, pe Curcă, l-au trimis la Urziceni. De 6 luni am stat eu, mai puțin de 6 luni, dar așa, fotbalistic să zicem, 6 luni, jumătate de campionat am fost eu și jumătate George. Și atunci eu în iarnă am început să apăr la Dinamo. Dar cine te-a adus înapoi? Păi Neando. Tot atunci, Neando, atunci a avut o discuție cu mine, Neando. Ce să zici? Păi că îi place de mine, că vrea să înceapă cu mine, să... Mi-a dat încredere, îți dai seama, aveam nevoie de încredere la 22 de ani. Da. Ți-am zis ce jucători erau în vestiar, îți dai seama că aveam nevoie de încredere. Dar apropo, Pufi cine ți-a zis de când a plecat chestia asta? Cătălin Munteanu. Munteanu. Deci la Dinamo. Că tot timpul, când veneam din vacanță, tot timpul veneam cu 2-3 kg în plus și a rămas Pufi și acum ce celebra poreclă Pufi. Da, de ce veneai cu kilograme în plus? Bă, mâncarea bună în Ardeal. Bună, nu? Bună. Slănină cu roșii, cu ceapă bună. Da. Mâncare bună. Și antrenorii te certau? Tot timpul eram la dietă, cum s-ar spune, îți dai seama. Bine, slăbeam și ușor, că eram tânăr, îți dai seama. Acum, dacă iarăși am 3-4 kg în plus, mai complicat, mai complicat puțin, acum, știi? În sezonul când începi tu să aperi, nu, se termină sezonul ăla, vine Ciobotariu, parcă. Nu? Pleacă Neando, că aveți un sezon destul de prost. Când te întorci tu. Pe 4. Nu? Da, așa. Vine Ciobi atunci, în 2011, am ieșit cel mai important din România. Așa. Cu Ciobi. Da. Și mi se pare că Dinamo, până prin etapa a 20-a în sezon... Pe primul loc. Pe primul loc. 15 goluri în 3 deplasări. Și-a inaugurat Petrolul stadionul 5-1. A mers la Ceahlău 5-0, a mers la Medias 5-0. Exact. Am dat 15 goluri în 3 meciuri. Și din etapa 20, m-am uitat eu, cred că aveți 7 meciuri în care nu mai câștigați nimic. Agentul 007, nu știi. Și pierdeți acasă tot, adică tot. Etapele de pe teren propriu, voi au și Vaslui, Petrolul, Sportul Studențesc, mi se pare. Ne-au bătut toți atunci. Cred că după Sportul a plecat Ciobi. Ce se întâmplă? 3-1. Încă o dată, voi pe primul loc. Cred că a fost un scurt circuit în iarnă. În iarnă, când am plecat în cantonament în Turcia, s-a întâmplat ceva acolo. 3 sau 4 dintre noi am fost la echipa națională, eu, Luchin, Alexe, cred că și Marius Nicolae. Și când ne-am întors... Ați găsit altceva sau la ce te referi? Nu știu, ceva s-a întâmplat stai acolo. Stai o secundă, cu voi sau cu restul? Nu, cu când... tot ce s-a întâmplat acolo, nu pot să-mi imaginez ce s-a întâmplat. Că eram prea buni atunci. Și cred că în 2011-2012 a luat CFR-ul campionatul. Da, CFR-ul ia titlul atunci, da. Bine. Da, nu știu, a fost clar, s-a întâmplat ceva acolo. Nu știu dacă între conducere și antrenori, între... Păi da, dar voi ce, uitați fotbalul? Voi, nu, că nu, asta nu înțeleg. Nu, s-au făcut și niște transferuri. Noi eram 13 jucători de toți, 13-14 jucători maxim. Deci noi în poate și asta, vezi, și chestiunea asta a contat mult, că noi am dus tot campionatul în aia, 13-14 jucători. Știi, și în retur, știi cum e, încep accidentări, încep suspendări, că îți vin cartonașele. Da. Îți vin. Și atunci probabil cei care au intrat n-au ridicat nivelul cum era. Păi și cum v-a fost cu fanii? Cum vă era cu fanii după etapele astea? Stai seama că acum toată lumea cunoaște ce pot face și așa.
n-am mai ieșit prin oraș, n-am mai, că îți dai seama, te mai vedeau pe la un restaurant, pe la aia. Dar apropo, ți s-a întâmplat vreo din asta așa mai nasoală cu fanii? Bă, prin să oraș, știi că așa? Nu. Bă, eu mi-am fost de treabă așa, eu dacă, știi, și dacă am fost la un șpriț, am fost unde erau perdele, ca așa letale, înțelegi? Se trăgea cortina și nu știa nimeni, înțelegi? Că aveam și noi locușorul nostru unde... Mai și voi tineri, și voi, adică... Bineînțeles. Mai ales prințul era cu Bianca, îți dai seama care mamă, era... Mamă, stai că ce era, atunci toți paparații seama, erau... Da. Îți dai seama. Mai ieșeam prin bucătărie, prin spate, fuga. Ce perioadă, da, ați prins și voi. Da. Terminați până la urmă pe 5, parcă vine Dario Bonetti după Ciobi. Stai așa. Și câștigi și primul trofeu din cariera ta, că mi se pare că voi luați cupa după o finală cu Rapid, dar tu rezervă. Păi stai că asta ajungem. Cum te înțelegeai cu Dario Bonetti? Că mie îmi părea așa după ce m-am uitat pe... că nu prea bine. Păi nu prea bine deloc. De când a venit, era chitit pe mine în continuu. Tu fiind titularul postului de portar. Păi am apărat toate meciurile. Da. Păi, dar ce înseamnă să fie chitit? Adică ce a picat pe tine așa din nimic? El când a venit, nu mai erau foarte multe etape atunci. Da. Nu mai erau foarte multe etape. Voi nicio șansă să mai... Nicio șansă, aveam doar cupa. Tot timpul chitit pe mine la cântar. Deci asta m-a rupt cu cântarul. Dar aveai ceva în plus chiar și în timpul campionatului? Bă, aveam și n-aveam, depinde ce făceam seara. Dacă ieșeam să trăgeau cortinele, aveam mai în plus. Mai băgai un burger, nu, mai așa. Dacă mai... nu eram acolo, nu te gândi că aveam 7 kg. Da. Aveam un kil, păi două, poftim, să nu fiu. Aveam 2 kg în plus, dar nu cred că cu 2 kg în plus nu poți să joci. Așa. Nu cred, în fine. Cântar, dar problema nu asta era, că era cântar. Problema e, pe mine mă deranja că doar pe mine. Deci nu făcea toată echipa cântarul. Okay. Înțelegi? Ok, dacă e cântar pentru toată echipa, da, nicio problemă, mi-asum. Sunt gras? Bun, out, sau plătești. Dar era doar pentru mine cântar. Și am spus, nu mă mai urc. Pe bune? Da, nu mai mă urc. Cum te mai... Nu mă mai urc, uite, nu mai vreau să mă urc. Sărac, poate și îmi imaginez. Eram terminat. Mamă. Depresie, deci direct. Cum intrai direct? Când cum la asta te gândești? Cântarul, direct. Pune cântar. Stai. Hai la cântar. Toată lumea? Nu, tu. Nu mai vin. Am făcut odată, de două ori, de trei ori, nu mai merg. În fine. Vine Cristi Borcea de la Miami. Două etape mai sunt. Două meciuri. Ultima etapă acasă cu Astra și finala cupei cu Rapid. La Săftic, așa cum îl văd în sala de conferințe, am avut ceva ședință cu el, cum obișnuia el, da, că era top țiplă. Zice, Pufi, rămâi o secundă. Ma, ce am făcut iarăși, zic... Zice, vezi că am venit pentru tine de la Miami, două meciuri mai trebuie să joci. Meciul cu Astra, ultima etapă, și finala cupei cu Rapid, și acum să spun dacă se făcea sau nu se făcea transferul la Sevilla. La Sevilla, aveai ofertă de la Sevilla? Raul Rusescu poate să confirme că trăiește și... Eram cu Nea Victor și cu Nea Giovanni, aveam semnat. Și zice, trebuie să mai joci astea două meciuri? Zice, și acum nu știu să-ți spun că nu vreau să mint, da, mă, gata, mergeam, semnam cu Sevilla. Mergeam, poate mă vedeau oamenii, poate era după anul ăla bun cu Ciobi. Dar era interes, adică... Era interes, clar. Bun, plecăm de aici. Jucăm ultimul meci cu Astra acasă, batem 3-0, Astra, echipă bună, Dani Coman, Budi... Titular în meciul ăsta, da? Eu titular. Bun. Sâmbătă și miercuri jucăm finala cupei. Marți, tot titular, nu știu ce. La cât am
juca 9, nu știu, așa. La 6 jumate, 7, nu Arena știu, Națională ședință, full, 45 de mii, 50 de mii. Când stai în ziua meciului? Eu cu o zi înainte, tot titlul. Erai titular la antrenamente. Tot, da, da, că de asta, asta a fost, știi. Ok, și în ziua meciului în ședință. În ziua meciului ședință, înainte de meci, nu, 2 ore înainte de meci, la 7, la 9 joci. Sau... Da, când vă anunță cum ar fi pe echipa, da? Bang. Să dă foaia. Boneti, foaia, Naumovski. Am zis. A picat cerul pe mine. Ieșim din ședință, îl sun pe Nea Victor, zic, Nea Victore, zic, ăsta își bate joc, zic, de mine, zic, nu se poate, zic, nu joc. A, când a auzit, îți dai seama, oamenii trimiși la București să vină să mă vadă. Era în tribune. Eu din era ce cineva știu, în da, tribune. Da, așa. Din ce știu, da. Îți dai seama, Nea Victor pune mâna pe telefon, îl sună pe Cristi, îți dai seama. Ăsta, îți dai seama, Nea Cristi când a văzut, fai, îl sună pe Boneti, Boneti nu mai răspundea, îți dai seama. Mamă, mamă. Nu mai răspundea la telefon și aia a fost. Acum, vorbind, nu știu dacă semnam, nu semnam, nu știu, nu știu. Bine, mă, nu contează, dar... că asta n-ai de unde să știi, dar ai aflat de fapt de ce te-a pus rezervă? Nu. Probabil toate chestiile ce ți le-am povestit mai devreme, gen că nu mai vreau să mă urc. Nu, dar știu, dar ideea este sau... așa, că dacă presupun că a fost o discuție și cu el, mă gândesc, Cristi Borcea, probabil, adică, păi, băi, vezi că trebuie să-l vindem pe omul ăsta. Da, și plecat. Am câștigat, că i-a și ieșit. Da, a ieșit, că a și câștigat, dacă ți-aduce aminte, dacă, tu dacă ți-aduci aminte, tu dacă ți-aduci aminte, păi stai puțin, că dacă ne uităm în semifinala cu media și să vezi cum a fost Bălgrădean. A, țin minte, da, da, da. Să avut, vezi cum a fost Bălgrădean. Ai avut, păi, niște, da, da. Cred că am avut un aport mare la calificarea echipei în, bineînțeles, fără colegi nu puteam, dar gen, am apărat bine, adică am avut un aport mare pentru calificarea în finală. Da, în fine, și dacă tu ți-aduci aminte, suporterii erau cu el, plecați cu toții, lăsați-ne, da, și Dario rămâne și, știi, deci îl iubeau suporterii și colac peste pupăză, am și câștigat cupa. Da, și pleca după. Că a fost, a fost și scandal. Ce, numai scandaluri era cu el. Dacă ți-aduci aminte, după meciul cu CFR, am jucat cu CFR, am pierdut acasă 1-0, țipa pe acolo, că nu vrem să jucăm, că numai de-astea erau. Dar de ce? Adică nu știu, era avea el așa ăsta, tot să, că cineva lucrează pe el, sau cine, mă, cine vrea să te lucreze pe tine? Păi eu vreau să pierd, eu vreau să pierd, să pierd banii, mă, mei. Apropo, există chestia asta, domne, că uite, jucători, nu știu ce, au ceva cu antrenorul ăla, cu ăla, cu ăla. Nu există așa ceva și cu acum, cu Mutu la CFR. Ne-au bătut Corvinu, ne-au bătut pe bune. Chiar dacă a fost chestia asta, ce, cum să vă bată? Bine, ulterior, de Corvinu a demonstrat ce fel de echipă este, știi? Dar atunci a fost cum ar fi primul adevărul impact. Adevărul că ei, nu aveam voie să pierdem 4-0 de la o echipă, sincer, de Liga nu. a doua. Ok, te poate bate Corvinu, da. 1-0, 2-1. Se poate întâmpla, că se poate întâmpla, da. Dar 4-0 n-aveam voie niciodată să pierdem. Și așa, 7 milioane de mesaje și întrebări, că ce s-a întâmplat, da, că ce ieșit, să se întâmple. Urât, am fost, da, că ați vrut să-l fost, dați afară pe am fost mult. Foarte slab la meciul ăla. Ce să se întâmple? Deci asta e o tâmpenie până la urmă, nu? 100%. Nu există să... Nu există să nu vrei să nu vrea să joace jucătorul. Nu există. Cum adică? Dar apropo, cu Cristi Borcea, cum a fost relația? Pentru că tu prinzi și vechea gardă și, și când nou, stai la Dinamo, da, prinzi și începutul lui Ionuț Negoiță, nu? Care mi se pare că e chiar după sezonul ăla, când câștigați cupa, cât repede mai se întâmplă. Exact. Cred că 2013 a venit domnul Negoiță și a... Parcă 12. 2012 și 2013.
14 au intrat în insolvență? Ceva de genul. Că eu atunci am plecat, da, pentru că mi-a zis că am contractul mare, nu mai pot să mă păstreze și ne-am înțeles. Am renunțat și eu la niște bani și am plecat. Și cu relația cum să fie? Era ca un frate mai mare pentru noi. Cristi Borcea. Venea, știa, vorbea cu tine. Era top pentru jucători. Da. Dar toată conducerea. Bine, da. Și domnul Badea, când spunea domnul Badea, domnule, n-avem n-avem bani să vă plătim acum, în cât suntem? În 7 august. În 7 noiembrie aveți banii. Cuvântul era mai presus ca negru pe alb. Da. Până adică la urmă asta e cel mai important, nu că nu ții banii când trebuie. Erau oameni cu coloană vertebrală, nu... Deci, până la urmă, Dario Bonetti e antrenorul care ți-a rămas așa cel mai mult în... Da, m-a nenorocit cu cântarul, mă nenorocea. Mă nenorocea, dar nu sunt un tip ranchiunos și așa nu-i port ranchiună, că de asta ți-am și spus mai devreme că nu știu dacă semnam, nu semnam, eram, da, nu eram acolo, nu știu. Dar cât te-a rost chestia asta după aia? Adică cum ți-a fost după? Păi tot aveam speranțe că plec, că știi, și atunci eu am... Anul următor jucam, da, știi? Am trecut cumva repede peste. Tu la Craiova ajungi în 2014 liber de contract, zici. Da, da. Cum e impactul cu Oltenia și cu fanii Oltenia, apropo? M-am întâlnit cu domnul Rotaru la un restaurant din București. Eram cu... Cred că Nea Victor și Nea Giovanni atunci erau la pușcărie. În perioada aia, dosarul transferor, cam în perioada aia, da. Da, am, da, fost cu Dragoș, cu omul lor de încredere, cu Dragoș Sârbu, probabil îl știi. Da, apropo, tu ești printre cei care au rămas alături de ei. Da. Ok. Adică eu am semnat, că așa a fost atunci, am semnat cu Pietro. Și după aia am semnat, cred că încă 2 ani cu Dragoș la mare. Eram la nunta lui Matei, al lui Cosmin Matei, și atunci, da, am mai semnat cu ei încă 2 ani, am prelungit. Nu, am avut o relație bună. Așa, și te vezi, în fine, cu domnul Rotaru. Ne vedem eu, Dragoș, și cu domnul Rotaru, ne vedem la restaurant, la un restaurant din București. Ne-am înțeles, gata, tot. Mergem la birou să primim actele cu Dragoș, cu aia se uite peste acte, totul e ok. Și zic, Dragoș, zic, da, zic, cum facem? Zic că eu vin de la... Așa, vin tu vii de la Dinamo. Câini, mergem la Old, e groasă, zic, știi că... Zice, stai liniștit. Și acum am luat Range Rover-ul lui Nea Giovanni, tankul ăla. Am mers cu bodyguard după noi. Da... cu bodyguard, a sunat bodyguard după cineva, s-au strâns liderii de galerie unde am fost noi. Așa, asta a fost prima ta discuție, au fost anunțați liderii? Direct. Am zis. Da, erau... Bă, vedeți cum să luăm pe Bălgrădean? Păi nu, eu deja semnase. Da, 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 da. Erau înștiințarea oficială. Oameni șmecher din Craiova care îți dai seama și acum, domnule, ăsta e ca și copilul meu, nu vă legați de băiatul ăsta, că... Mamă, deci a girat cineva pentru, da, tine, că altfel, da, nu, da, aveai bine acolo. Nu erau chiar ca și acum, nu erau bine, așa, da, de mulți, nu erau chiar așa de mulți, dar erau destui și poate puteam să am probleme, dar nu, de când... Și acum mi-aduc aminte, ne-am întâlnit la o cafenea din Craiova, on-off. Eram ori on, ori off. Și a zis că nu. Și nu, n-am avut nicio problemă. Primul sezon la Craiova bun, m-am uitat puțin pe statisticile tale, cred că ai avut vreo 13 meciuri fără să primești gol. Și
și 19 meciuri fără înfrângere, parcă. 17 sau 19 fără înfrângere. Păi eu când am venit la ei, erau pe ultimul loc. Eu când am venit la ei, aveau 2 puncte. Ca trenul, cum s-ar spune. Da, două clase, da, da. 2 puncte. Și, na, Nea Sorin cu Cârțu, cu Nea Emil, sunt doi, au reușit să-mi... Eram și grup bun. Da. Eram și grup bun. Cu Brandan... Erau fotbaliști, Mihăiță, Pleșan, Silviu Zvoranu, erau jucători cu calitate. Da. Perioada așa a făcut că de când am intrat în poartă, 17 meciuri fără înfrângere și am terminat campionatul pe 3. N-aveam drept de Europa noi, da, că da, eram da. Al doilea an. Dar zi-mi, asta e cea mai... Adică statisticile cele vorbesc. Cele mai multe meciuri că... legate ale tare fără să iei gol, asta ar fi perioada asta, 13? Nu știu dacă la CFR n-am depășit, că primul an când am luat campionatul, am jucat 27 de meciuri și am luat 13 goluri. Deci noi jucam 30 de meciuri la CFR, luam 16 goluri în 30 de meciuri, jumătate de gol pe meci. Da. Știi cum era cu Dan Petrescu? 1-0, fază corner, fază fixă, 1-0, s-a încheiat meciul, gata. Top, chestia următorul asta, sezon top. Ratați play-off-ul și se întâmplă ceva și acolo. Că te pleci tot liber de contract, da, nu? Da, oamenii foarte corecți față de mine au venit să prelungim pe încă 2 ani. Eu am crezut că pot să plec la mai bine, la... că e normal, nu? Și tu poate-ți dorești să pleci la mai orice bine. Orice om, cred că dacă... Făcusem un an bun, un an jumate bun. A, deci au venit după primul sezon să... Nu, s-a terminat sezonul ăla, am terminat pe 3, am început sezonul în iarnă, 6 luni. Ok. Au venit oamenii, au venit corecți, era Felix Grigore președinte atunci, să prelungim. Am zis, domnule, nu, să prelungim pe aceiași bani, consider că pot mai mult. Și atunci am vorbit cu domnul Rotaru, a zis, Cristi, pentru ce ai făcut pentru noi, nu spunem bețe în roate, nu, zice, îți dăm foaie, stai acasă, dacă îți găsești echipă, niciun fel de problemă, pleci, îți iei banii la zi, nu e niciun fel de problemă. Corectă discuția. Oamenii super corecți. Păi, ok, vine ofertă de la Chiajna. Pe 6 luni. Ce 6 luni? Era februarie, sfârșit. Dar nu, stai că vreau să te întreb ceva. În perioada aia, dacă țin eu bine minte, se întoarce Andone la Dinamo, parcă. Ah, da, două oferte am avut atunci. Două oferte, Chiajna și... Și Dinamo te vrea, cred că și pe tine și pe Țucudean. Și e un scandal, țin eu minte, cu suporterii. Fac și un afiș din ăla cu voi doi și scriu nu vă vrem sau ceva de... Este... Adică ai discutat cu Dinamo și din cauza asta n-ai ajuns? Nu. Am semnat cu Chiajna 3 luni. Martie, aprilie, mai. Bine, mă, scuze, 3 luni. Dar și tu acum de la Craiova la Chiajna? Pentru că vreau să joc. Vreau să joc pentru că tot așa mă sună emoții. Ei era făcuseră portarul lor top campionatul, jucaseră grupele Champions League, când a apărat el penalti și așa. Da. Au avut să-l dea la AS Roma. Ok. Au avut să-l dea la AS Roma și ei aveau nevoie de portar. Și eu am sunat. Am vorbit cu antrenorul lor de portar. Ok. Am sunat, domnule, dacă mă duc la Chiajna să joc 3 luni. Da. Deci tu de asta te-ai pur și simplu să rămâi antrenat ca să te duci la Ludogoreț. Da. Timpul a făcut că săracul bulgarul și-a rupt tendonul. Și nu l-a mai luat Roma. Nu l-au mai luat. Roma, am înțeles că dădeau vreo 3 milioane pe el, Ludogoreț vrea vreo 5. În fine, s-a întâmplat nenorocirea aia, săracul și-a rupt tendonul. Deci a căzut. Da. Și acum vine treaba de ce ai spus tu cu Neando. Și eu am ofertă de prelungire de la Chiajna și Neando mă sună în continuu să vin la Dinamo. Și nu ne-am înțeles la niște bonusuri. Pentru că eu luam bonusurile, mi s-a părut
total nefondată ce vrea domnul Negoiță la în perioada aceea. Adică eu să iau jumătatea cealaltă de bonusuri, locurile 1-2, deci campion sau... Și eu am zis, domnule, măcar dați-mi și locul 3. Că știam că e foarte complică, greu, dar 1-2. Și am zis, nu vin. Păi stai, și dar... bani mult mai mulți la Chiajna. Tu câștigai mai mult la Chiajna decât la Dinamo? 100%. 100%. Pe bune? Chiajna care s-a bătea la retrogradare, adică 100%. Chiajna ai stat cât? Două sezoane ceva de genul? Ai fost în play-out? 100% am câștigat mai mulți bani. Păi nu m-am venit aici să te mint. Ciudat. 100%, ok. Ca și brand, echipă și da, așa, nu poți să compari, da? Dar dacă nu puteai să-mi dai bonusurile. Deci nu ne-am înțeles la o chichiță. Bun. Am semnat cu Chiajna încă 2 ani. Am stat un an jumate și după a venit bine, FCSB-ul. Stai așa, iarnă, nu știu, 2018, îl supără Andrei Vlad pe Gigi Becali 2-2 la un... 2-2 Steaua, Dinamo Steaua sau așa ceva. Steaua, așa, Dinamo, așa, 2-2. Într-un derby, așa. Eu aveam 3 zile libere de la echipă. Am fost dar plecat... era iarnă, așa, iar. Eram bun, plecat în Firenze. Aveam 3 zile libere, da. 3 zile libere, m-am dus repede la Firenze. În un city break. Da. Și mă sună un număr. Era târziu. Era 12 și un probabil pic. Probabil imediat după meciul ăla. După meci. Deci 12 și un pic în țară, în Italia, 1 și da, în da, țară. Da, deci da, după meci. Era Meme Stoica. Cristi, Meme Stoica sunt. Zic, bună seara, domn președinte. Zice, vezi că o să te sune Gigi în 2 minute. Da, a sunat nea Gigi. Ne-am înțeles. Da, cum e discuția? Ai... Cât? N-ai ce să refuzi? N-ai ce tată, să refuzi. Vrei să vii la Steaua? Da. Îți dau atât, îți convine. Am încheiat-o, nu atunci, seara, a doua zi, la prânz. Gata, tată. Na, e simplu, repede, noi. Zici, m-a sunat Neavali Argăseală, primul avion spre București, de la Bologna, cred că l-aveam. Am plecat spre Bologna, că eram la Firenze. Am luat trenul ăla de mergea da, cu da, 300 da, la oră. M-am urcat în avion, am venit la București, că era ultima zi de da, transferuri. Da, că noaptea s-a făcut totul. Eu la 7, la ora 19:30 am aterizat în țară, la ora 00 se închidea perioada de transferuri. FCSB a plătit 50.000 pe mine la Chiajna, gata, și am semnat. Tu coleg cu Andrei Vlad și la Craiova în perioada... Nu, Andrei Vlad mi era copil de mingi la Craiova. Ah, bine, da. Da, și după aia coleg, da, venea, îl mai lua Nea Silvică lung, îl lua cu la noi, cu echipa da, mare, la antrenamente, da, da, da. Glumesc acum să fac o glumă că da, era, da, da, era un copil, da, la, adică la meciuri era copil de mingi, da, mici, era da, copil, da. Și când ai ajuns în vestiar, ai avut vreo discuție cu el așa, adică că, pentru el da, ții minte că a fost destul de complicat da, atunci acum, că da, da, eu și acum vorbesc cu el. Eu am rămas prieten și da, uite că a rezistat toată perioada asta, a rămas acolo. Cred că termină în iarnă. Da, și devii titular în play-off. Da. Că se întâmpla înaintea play-off. Oarecum... O etapă o etapă înainte de play-off care n-am jucat. Da. Am venit exact în, cred că marți, am semnat marți sau luni. Luni am semnat, marți antrenament la Berceni și miercuri am plecat la Roma. Am jucat returul cu Lazio. Ne-am întors vineri, am jucat meci de cupă sau nici nu mai mi-aduc aminte că primul meu meci la FCSB a fost într-un meci de cupă la Sibiu, 3-0 ne-au bătut, Liga a doua. Așa. Dar noi cred că atunci am venit, nu mai țin minte dacă am jucat meci de campionat cu Sepsi, mi-aduc aminte perfect că am fost rezervă, am bătut 2-0.
Și după am intrat în meciul de cupă, dar nu mai mi-aduc aminte exact. Dică mi se pare că antrenor. Da, da. Cum era presiunea la FCSB? Cum ai perceput chestia asta? E ceva diferit sau ce e diferit? Presiune, nu poți să spui că e presiune, că toată lumea acolo își vede de treaba lui. Fiecare știe ce are de făcut, fiecare are pătrățelul lui și își vede de treaba lui. Problema e că nu câștigasem trofee de foarte mult timp. Perioadă, adică echipa a jucat în Europa, în grupe, da, și a avut ieșise câteva, din grupe și așa, dar trofee nu. Nu câștigasem campionatul de 7 ani sau de cât 8, nu știu. Și zi-mi tu dacă greșesc. În sezonul ăsta, deci în play-off-ul ăsta în care începi tu să fii titular, mi se pare că FCSB pierde titlul la Iași. La un, ăla e, nu? La un punct de CFR Cluj. Craiova, da. Craiova. Pe primul loc FCSB. Până cred, că eram și la egalitate de puncte, tot noi eram campioni, că nu ni s-a rotunjit. Cred, nu așa. Mai țin. Și voi pierdeți titlu de fapt cu două etape înainte de final. Două etape, la trei etape. A treia etapă era Iași, am pierdut la Iași, jucăm la Craiova și acasă le cu Astra. Le câștigați. Da. Craiova, Astra câștigați și la Iași vă bate fostul tău coleg Andrei Cristianu, gol în minutul 90 și ceva. 89 și Iașu cu om în minus de prin minutul 60 și n-am putut să le dăm gol. N-am putut. Acolo am fost și a depins numai și numai de noi. Păi N-am putut. Complicat să pierzi un titlu așa. Ce echipă aveam cu Junior Moraes, cu Planici, cu Denis Alibec, cu Pinti, Budescu, nu era cu și Pinti, Budescu, cu Budi, cu Bizonu, cu Tase bătrân, Tase... Da, și Tase tânăr. Coman, Man, ce vorbești, ce echipă. Păi și... Da. Păi... Bine, ok, nu-i bateți cu omul în plus. Bă, da, deci noi și, egal, și... noi și la da, egal și erați campion. Eram campion. Cu alea două victorii, că nu știi ce se întâmpla. Corect. După. Poate făcea egal la ea și pierdeai la Craiova. Da, sau... ca idee. Da, ca idee, noi cu punctul ăla eram campion. Cum a fost în vestiar după asta? Îți dai seama. Cum? Și am fost la mâna noastră. Și atunci... Ca să vezi când e să se întâmple. Craiova pierde 3-2 la CFR, ratează Gustavo penalti minutul 89-90-91 acolo și noi luăm gol la Iași. Că eram acasă, mă uitam la meci și ratează. Bine, noi dacă ne batem meciul rămâne da, la fel. Da, da. Diferența de un punct. Apropo, cu Budi, cum era la antrenamente? Chiar dădea goluri din orice poziție? Da. Auzi. Da, era nesimțit de ăla, în ghilimele. Deci, da. Așa e exact cum îl vedeți. Păi toate ce pune el acolo, TikTok-urile lui și tot ce așa face. Era? Da. Te disperai și pe tine la antrenamente? Avea niște execuții în care n-aveai ce să-i faci. Și să-ți povestesc o fază. El la Astra, când au luat Astra campionatul, eu la Chiajna. Bă, să-mi dea gol din corner cu le exteriorul. Avea le avea pe astea, da. Deci înțelegi, da? Poartă da, el da, de aici deci... cu exteriorul. Așa. Deci aici a deci intrat. Deci stânga ta cum ar fi. Da, stânga mea cu exteriorul, ca așa cu interiorul. Ai că mai dai, bă, dar cu exteriorul. Așa a vrut să-ți o dea? Și aici dă bară, deci bara și aici dă mingea în plasă. Deci pe cuvântul meu, dacă te mint, dacă e pe poartă, e gol. Deci o luai. Am înlemnit. Mi-am zis după meci, ești nesimțit, ești ordinar. m-a mai prins el odată, Dinamo Astra, secunda 27 gol de la jumate. Direct. Ai luat noi gol începem. De la jumate da, cu el, da? Da, noi începem. Deci mingea la noi, la Dinamo. Noi începem, minge lungă, degajează Găman, îi face unul preluare, nu mai știu cine era atacant, unul de culoare. Îi face, îi redublează cu pieptul și el din prima, fără să cadă în poartă. Gol, 1-0, secunda 27. Bă, nu i-ai zis.
pe unde m-a prins, m-a... da, era... Era, nu? Era. De apropo, zi-mi așa, cel mai... înțelegi ce zic, mișto gol cine ți l-a dat? Lato. Lato Vlevici. Dinamo Steaua. Steaua Dinamo, Dinamo Steaua. Nu mai știu acum, Dinamo Steaua, Steaua Dinamo. Așa. Corner pentru ei, resping ai mei cu căpățâna și el din prima, de la vreo 20 de metri, voleu fără să cadă. Ne-au bătut 2-1, nu știi când își ridica el pantalonii până aici și... Bine așa, dacă stau să mă gândesc, am luat multe goluri. Ai luat multe goluri frumoase, la dar 3, tot timpul îți rămân... 320 unele... de meciuri. Dar unele îți rămân așa, de ce ăsta ți-a rămas? Și ăla alu Budi. Păi cred că asta e o execuție grea. Da. Nu oricine poate să-ți dea din minge respinsă fără să cadă din voleu. Da, ai văzut-o, n-ai văzut. Am plonjat după ea, dar ce să... Și cea mai urâtă gafă care te, și acum o ții minte? E vreuna care te... Îți dai seama că am făcut. Stai să mă gândesc așa urâtă ca să și conteze, ca așa... Păi alea sunt cele mai nașpa care... Da. Ca așa gafe, s-o prins, s-o scap în poartă, nu mi-aduc aminte. Am făcut una la CFR cu Steaua Roșie Belgrad. Da, deja eram, ne bătuseră 4-0 în tur și eu am intrat la pauză, știi cum ești, neîncălzine, da. Și am dat la un joker jos și a dat ăla din prima gol, ne-au bătut 2-1, știi, dar nu știu cât mai conta, știi? Da. Nu știu, stai să mă gândesc acum dacă am făcut așa gafă să conteze, gen, știi? Hai că până ți-aduce aminte, zi-mi așa, următorul sezon la FCSB pierdeți titlul, mi se pare că tot în fața CFR-ului, că numai CFR ia în perioada aia când ia CFR-ul titlul după titlul, da, după titlul. Da. Dar să cam strică... Dar tot pe 2 am terminat, tot dar nu mai 2. Știu dacă așa strâns, nu mai țin minte la câte puncte. Nu, cred că la 2 următorul sezon. Ah, deci n-a fost dar chiar să așa. Mai, se mai strică lucrurile, că e perioada aia când se tot enervează Gigi Becali și schimba antrenorii. Mi se pare că tu l-ai prins și pe Virgil, celebra perioadă cu Virgil Andronache, Vintilă. Da, adică da. Perioada aia când oarecum nu prea se mai ține, nu se mai ținea cont că... Adică era clar cine e antrenor. Clar, cum era pentru voi la antrenament, păi, în vestiar? Cum percepeați lucrurile? Nu era nicio presiune, îți dai seama, dacă toată lumea știa ce se întâmplă, știi? Îl respectai pe antrenor, normal, că e antrenor, oricine vine, antrenor. Și de... dacă, bineînțeles, și dacă mi-e fost coleg, să zic așa, îl respect, pentru că mi-e antrenor, nu? Ne respectam antrenorul, făceam ce ne cerea. Aia a ieșit. Și nici nu știi că pierdeam numai play-off Europa League. Pierdeam play-off Europa League. Primul an am pierdut... cu cine am pierdut play-off-ul? Ne-am calificat cu Hajduk Split. Și uite că nu mai țin minte. Da, și titlurile se pierdeau oarecum stupid, așa. Mi se pare că ăsta, următorul an, pierdeți că vă bate Viitorul sau ceva de genul, că în rest mergeau bine play-off-urile, da? A intrat vreodată în gura patronului rău de tot, așa? Nu când ai plecat, că e o altă discuție acolo. Cred că a zis odată că Bălgrădean ne-a curățat, că ne-a fost lumea mai dragă. Eram în cantonament în Spania, terenurile biliard, pase domnul Teja, antrenor, pase, numai pase, Barcelona, tiki-taka, și prima etapă la Călăraș. Era terenul puțin altfel, presupun. Da, îți dai seama, la Călăraș și uita o minge pe tase la aproape jumatea terenului, 40-45 de metri de poarta noastră, deci în jumatea noastră. Aia pregăteam. Așa a venit unul cu căpățâna, nu dă foul, ok, nu dă foul, și îl driblează pe Planici și șutează așa și
așa a venit mingea, știi, mi-a sărit, nu știu, pe sub, mi-a trecut pe sub 1-1. Am și zis atunci la interviu, zic că am pierdut 2 puncte din cauza mea, prima etapă la Călăraș. Dar nu, în rest nu. Nu, că cred, consider că per total mi-am făcut treaba ok, am apărat ok, cred. Acum, dacă altă lume e de altă părere, dacă lumea e de altă părere, na, fiecare e cu părerea lui. Și vine, nu știu, ai și scandal când ai plecat la CFR, că tu ești pe final de contract cu FCSB, da, și semnezi cu CFR Cluj. Și se află chestia asta. Și începe iureșul. Da, greșeala mea a fost că n-am anunțat, eu legal eram... Erai în ultimele 6 luni sau ce? Da, mai avem 3 luni de contract, adică... Și da, FCSB nu ți-a propus prelungirea, n-ai avut nicio discuție? Nu. Ok. A zis, parcă a zis odată Meme Stoica că bine așa, din vorbe, știi, dar nu. Și vine CFR-ul la tine, negociezi. Da, și aia a fost, ca să nu vreau să mai intru foarte mult în detalii. Am recunoscut și atunci, greșeala mea a fost că n-ai anunțat. Că n-am anunțat. Morală față de ei. Că până la urmă, ți-am spus, legal, am fost legal, dar moral față de ei n-a fost corect. Că dar, totuși au pierdut niște titluri. Da. Împotriva lor, cum s-ar zice așa. Și adică îi înțelegi și pe ei cât de cât, că vorba aia, da mă, dar dacă nu știm, tu aperi la noi, ești semnat cu, adică mă gândesc așa, există și suspiciunea asta, să zic. Poți să te pui, clar, da, și în pielea lor, dar eu sunt cu inima împăcată, că nu am făcut nimic. Dacă cineva consideră, poate să aducă dovezi, să aducă dovezi și... Deci nu, eu sunt cu inima împăcată că am dat tot pentru Steaua, tot. A, ok, că am greșit, da, că sunt om, greșesc, dar nu am greșit intenționat. Da, te-a sunat atunci Gigi Becali, adică ai avut o... Da, am avut o discuție cu dumnealui, da, a zis, domnule, nu mai vreau să mai vii la noi, la bază, ok, zic, domnule, știți, ne-a Gigi dat în contract, ok, mi-a dat antrenor, m-am pregătit singur și după aia a venit pandemia și am stat închiși 2 luni sau cât am stat. Asta e, da, că asta s-a întâmplat fix înainte de pandemie, da, parcă, nu? O săptămână, 2 maxim am prins. La CFR Cluj Dan Petrescu te dorește? Nu știu. El era antrenor, nu? Când ai ajuns. Da. Deci nu știi dacă... Nu știu, dacă el era antrenor, probabil că da, nu știu. Cum îți e trecerea la Cluj? Foarte și bine. Primul titlu de campion din carieră vine în primul sezon, da, nu? Da. Foarte bine. Prindeți Europa, tu aperi și în Europa. Am prins, da, grupe. Cu Roma, da, cu... CSK Sofia, AS Roma și Young Boys Berna. Asta e așa. Nu ratați calificarea din grupă în ultima... Cred că... În ultimul meci. În ultimul... Dar nu mai era Petrescu. Nu mai era Edi Iordănescu, da, parcă antrenor. Da. Cu voi conduceți 1-0 și îmi dă mie penalti, nu știi, minutul 80. S-ar respinge, stai că ții minte față. Dacă... Dar ăla nu e, nu, adică no, tu atingi mingea, mi se pare, la față. Eu dau un minge, normal, și după aia automat îl lovesc și da, nici nu știu dacă pot să spun că îl lovesc. Pe bine, nici n-aveai cum să nu-l atingi. Crede-mă, cred că doar l-am atins. Și tu iei, adică mi-a dat și cartonaj roșu. Da, ți-a dat roșu că te-ai... El spune că arbitru mi-a spus atunci că pentru reacția mea. Și am zis, ce reacție? Că eu nici n-am apucat să ajung la tine și tu aveai cartonașul roșu în mână. Consider că am fost prea mici, suntem prea mici, trebuia să meargă. Ați simțit chestia asta? Păi că voi de fapt, ce era, mintul 90, asemenea, după care 94, bine, dar la egal deja pierdeți. Da, nu, noi victoria, ne trebuia victoria. Da. Din moment ce faci asemenea chestii,
Dar de-a lungul carierei mai, în jocurile europene ai mai simțit chestia asta? Se simțea? Bine, acum nu poți să pui cu ASE Roma care ne-au spart în două. Asta e așa, cred că ai luat 5 pe Olimpico. 5 pe Olimpico și ne-au bătut 27 în două meciuri. Adică nu, dar acolo, din punctul meu de vedere, și cred că a văzut toată țara, că nu poți să dai penalti la asemenea fază. Da, nu poți. A, ok, dacă eu îl lovesc cu pumnul direct nu, în cap, da. Mingea. În fine. Primele două sezoane campion, nu? Sunt și singurele titluri de campion din cariera ta. Primul cu Dan Petrescu, al doilea tot cu Dan Petrescu, dar cred că începeți cu Șumudică sezonul, nu? Da. Care, din cauza rezultatelor din Europa, e dat afară Șumudică? Parcă nu mai țin minte. Sau a fost... Da, atunci, bine, aveau probabil, acum știu amănuntele, dar nu le pot da din contractul omului, știu amănuntele, dar să zicem că da, pentru chestia asta. Tu relația cu Dan Petrescu, că am zis că ne întoarcem la primii tăi 2 ani, care sunt super ok, nu? Dar nici acum n-am nicio problemă cu omul. Da. Doamne ferește, nu, am plecat, ne-am strâns mâna, la revedere, am spus ce am simțit, atât. De ce o singură selecție pentru echipa națională? Păi așa e trecut, o singură selecție. Tu, adică ai pentru mai... Pentru că am jucat un singur meci. Ai jucat un singur meci. Tu ai mai fost selecționat, dar nu ai intrat. Da. Și joci singurul... Grecia. Batem amical... 3-1. Da. Victor Pițurcă, selecționer. Tu pe când era... Cred că era la Dinamo în perioada aia când te-a... 2011 cu Ciobi. Da. Cum e? Cum a fost... primul meci ca titular la echipa națională. Dai seama că aveam emoții la început. Că primul meci, cred că orice jucător român își dorește să joace pentru echipa națională, nu? Că când vii la echipa națională, vii cu inima deschisă. E o mândrie să joci cel pentru mine. Dar convocarea ai avut destule din... Am avut, da, destule, da. Era și greu. Asta vă însătăm. Era și greu. Ce aveai? Am prins și pe Lobby, care era high class. Era Tătărușanu, care juca meci de meci în Italia. Era Pantilimon, care era, ok, nu juca, dar era la Manchester City. Mai era și Silvică, care și el era ca și mine. Cred că câștigase anul ăla, campionatul în România cu Astra. Na, ok, și eu eram un portar bun pentru România, tânăr. Am avut și ghinionul că am prins cu portarii ăștia, gen. Da. Era o discuție că ai fost la un pas oarecum să prinzi și Euro, să ajungi în lotul pentru... Acum, în 2016. Păi am fost la ultimile două meciuri cu Muntenegru, așa, cred, când a ratat Nicușor penalti pe Cluj Arena. Cu Muntenegru? Parcă Muntenegru. În fine, și mai un meci, nu mai știu ultimul meci unde am jucat, afară undeva, nu mai știu unde. Exact. Da, și eram acolo, dar na, ăștia au fost portarii pentru Euro. Tătărușanu, Panti și Silvică. Cred că era greu să-mi fac loc printre ei. Eu cu Silvică poate, dacă puteam schimba, poate, că și Silvică până atunci nu jucase afară. A jucat numai la Astra. Da. Adică doar în România jucase până atunci. Bine, dar nu că ar fi asta vreun criteriu în a selecta portarul. Nu știu dacă neapărat a fost un criteriu, dar îți dai seama, Tătărușanu juca meci de meci la Fiorentina și Pantilimon era la Manchester City. Da, totuși s-a antrenat cu... Aveam și niște colegi. Aia, îți dai seama, indiferent cât de slab pot să fiu eu când mă antrenez cu asemenea calitate, n-ai cum să nu crești, nu ai cum. Apropo, cum ți s-a părut Niță la Euro ăsta? Din punctul meu de vedere a făcut un campionat foarte bun. Ok, se întâmplă că a greșit la ultimul meci, că a luat gol pe scurt. Se întâmplă, că știu ce înseamnă, sunt și eu și știu ce înseamnă. Din punctul meu de vedere a făcut un campionat foarte bun.
Bun, foarte bun, na, nota echipei, bun, da. Ca toți, cred eu că... Și vis-a-vis de treaba asta cu Horațiu Moldovan, care pleacă rezervă acolo și pierde echipa națională, adică tu cum ai fi? La fel. La fel, da? Nu, crede-mă, nu poți să-l judeci pe om că nu s-a dus în altă parte când ai ofertă de la Atletico Madrid, una dintre cele mai bune echipe din lume. Nu ai cum. Asta e părerea mea, poate părerea ta e alta, dar eu cred că nu ai cum să refuzi Atletico Madrid. Nu ai cum. Bă, îți dau dreptate. Sincer, adică n-ai da. Cum, nu ai cum. Așa ne putem, odată, da, cu, ne putem da toți cu părerea, bă, că păi uite, ce... ca... Da, ta, nu da. Există, nu există, nu există. Pentru mine, nu. Și ce ai zis? Eu aș fi făcut la fel. Ce crezi că înseamnă revenirea lui Mircea Lucescu la... Apropo, credeai vreodată că acceptă? Nu. Nu credeai, nu? Nu. Acum, părerea mea e că Nea Mircea nu cred că mai are niciun fel de nevoie de niciun fel de prezentare și sunt ferm convins că are capacitatea să-i facă pe jucători să vină cu inima deschisă, cum ți-am spus mai devreme, la echipa națională, să joace, să fie o mândrie să joci pentru țara ta. N-am niciun dubiu că nu poate să facă lucrul ăsta. Probabil a fost adus și pentru experiența dumnealui și cred că cel mai potrivit acum, în momentul de față. Da, că mă gândeam, îți dai seama cum o să vină acum jucătorii la lot, știi? Și mai ales cei care sunt mai tineri. Bine, oricum și da, oricine, da, ar fi fost, oricine ar fi fost și Adrian Mutu și Mirel Rădoi și cine vrei tu, cine mai era și domnul Hagi și cine vrei tu, oricum toți au prestanță, toți sunt foști mari fotbaliști. Știi, dar parcă Nea Mircea e... Acum mai rămâne o discuție dacă are cu ce. Acum să vedem dacă are material, știi, da, vorba aia. Cam asta ar fi. Dacă ar fi să ne luăm după campionatul ăsta european... Avem. Avem. Speranțe avem. Avem. Ce-i drept? Avem. Avem. Dar... Suntem la un podcast la alt nivel și vreau să te întreb așa, când simți tu că a fost Cristi Bălgrădean la cel mai înalt nivel al carierei lui? Acum, dacă pun așa, pun în balanță și echipa și trofeele câștigate, cred că la CFR. Cred că la CFR am avut perioade bune peste tot, da. Și la Dinamo și... Dar unde te-ai simțit tu? Că ai chestia aia când zici, bă, știi? Mi-a plăcut foarte mult, îți spun sincer, și la Steaua m-am simțit senzațional și condiții și top. Dar cred că dacă pun, ți-am spus, pun în balanță și trofeele și poate și evoluțiile, că până la urma urmei, na, și cu evoluții și cu trofeele câștigate. Două titluri de campion, meciuri în Europa, corect. Cred că da. Aș pune CFR-ul. Primul plan al tău acum care e? Ce, să-ți găsești echipă? Da, bineînțeles. Simt că mai pot să joc. Da, sper să... Te întreabă lumea în ultima perioadă des dacă vrei să renunți? Te-au întrebat? M-au mai întrebat anumite persoane. În gând? Am avut și dezamăgiri, îți spun sincer, că am avut niște discuții cu anumite persoane. Gen promisiuni și, care nu da, s-au mai... și m-au dezamăgit puțin, știi, și am zis, bă, că, știi? Îți vine, a? Am gândit, dar după aia, știi, după ce m-am liniștit și așa, am zis, bă, stai, mă, de ce să, știi, dau eu apă la moară, cum s-ar spune, știi? Da, te-ai gândit dacă ar fi sau când vei renunța, ce... încotro vrei să iei? Te-ai apucat, apropo, de cursuri, de licențe, că durează 180 de ani până când... Nu. Mi-a zis Alex Chipciu, mi-a zis că haide, mă, fă școala, să facem staff, să... Cred că el s-a apucat, nu? Pardon, da. Dar nu, spun sincer, nu m-am apucat în momentul de față și
acum cred că mi-e greu, așa spun sincer, parcă nu mă văd, nu mă văd antrenor, nu. Dar când stau cu el și mă ia așa cu vrăjeală, mă duce pe la Ploiești, mă întoarce, știi, mă dă în făină, wow, pe smet, știi, parcă m-aș vedea cu el în staff, că îmi place. Da, el vrea el, mult să se facă antrenor, drag, nu? Mi-e drag mie de el, ca om, în primul rând, ca persoană. Și plus are și pe lângă el, gen, cum e Pinti, uite, care da, a ajuns la cel mai înalt nivel din România. Poate un Chiricheș, poate un, nu știu, foști colegi de ai lui. Uite, știi? Și Alex și Burceanu începe și el acum să... Rusescu, dacă vrea, nu știu, știi, na, parcă așa m-aș vedea cu... Știi? Da, dar antrenor de portar ți-ar plăcea? N-am răbdare, nu? N-am răbdare, că și acum cu... Cum mă pregătesc cu voluntari, ți-am spus. Da. Și tot timpul îi spun la Matache, la Florin, îi spun, bă, Florin, eu nu știu, bă, cum ai răbdare, mă. Că sunt doi portărei de 18 ani, 17-18 ani, au da, amândoi. Dar și cu tine, să știi că a avut cineva răbdare la un moment, sau n-a avut nimeni? Nu era chiar așa, 100% într-un timp mă gândesc că au avut la un moment dat, că da. Poate nu făceam exact ce vroiau ei, probabil. Dar, nu știu, e mai greu cu copiii în ziua de astăzi. Pe noi, nu, credem. Voi erați, noi, da, mai ascultători erau așa. Erau care erau școala veche și când îți băgau niște băgamea și scotea mea, știi? Erai ei, zi, gata, nu? Cu ei nu prea poți așa. Și acum se comentează? Păi nu, dar cu copiii în ziua de astăzi nu prea poți să faci ce ne făceau nouă. Da, corect. Că nu mai sunt vremurile alea, nu mai trebuie să, acum trebuie să le dai încredere, să lucrezi, trebuie să fii și pe lângă antrenor de portar și psiholog, știi? Și nu știu dacă aș putea să fac lucrurile astea. Cristi, mersi mult că ai venit. Mult o baftă. Să-ți iasă cum îți dorești. Mulțumesc. Că știi cum e, dar cel mai important, să fii sănătos. Mulțumesc, la fel. Încă o dată mersi mult că mersi. Ai venit. Mersi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și până la episodul următor, cum vă zic de fiecare dată, să fii sănătoși.